Trebuie să se calculeze. Să se calculeze termenul maxim, pe max, din amic. Amic egal. Trebuie să devină 1 pe 5 plus 4 pe 5 totul la puterea 270. Da? Tot la 270. Să găsim cel mai mare din... Câți termeni sunt? 271. Hai să-i schimb pe câțiva. Deci ar fi așa. Combinăm de 270 la de câte 0 ori 1 pe 5 la 270. Da. Plus combinăm de 270 la de câte 1 ori 1 pe 5 la 269 ori 4 pe 5. 269 ori 4 pe 5. Plus combinăm de 270 la de câte 1. Plus puncte, puncte. Da. Hai să schimb pe ăla de ordine ca. Combinăm din ăla de câte ca. K, 1 pe 5 la 270. 1 pe 5 la puterea 270 minus K, 4 pe 5 totul la K. 4 pe 5 totul la K. Care ar fi următorul? Combinat de N la decât K plus 1. Combinat de N la decât K plus 1. Ori 1 pe 5 totul la 270 minus K minus 1. Corect. 270 minus K minus 1 ori 4 pe 5 la K plus 1. La K plus 1. Plus puncte, puncte. Și mai departe, ultimul. Plus combinat de 270 la decât 270 ori 4 pe 5 la puterea 270. 4 pe 5 la 270. Bun. Cine s-ar afla în fața acestuia? Ăsta e TK, nu? Da. Ăsta e TK. Ăsta este TK plus 1. Iar în fața lui ar fi? Ar fi combinat de N la de câte K minus 1. Combinat de N la de câte K minus 1. 1 pe 5 la 270 minus... La 270. Ar veni minus K minus... Minus K plus 1. Minus K plus 1, da? Da. 271 parcă ar veni. Da, 271 minus K. Da. Așa, ori 4 pe, pe 5. Ori 4 pe 5. La K minus 1. La puterea K minus 1. Nu? Da. Aici e la K și pe K plus 1. E corect. Ăsta e trei indicii K minus 1. Deci, ca ăsta să fie cel mai mare... Trebuie să fie mai mare și decât T, K minus 1 și decât T. Deci să fie mai mare și așa, și așa, așa, nu? Da. Deci am avea acum trei indice K, e mai mare decât trei indice K minus 1, și tot indice T, tot K, T indice K, mai mic de T. TK să fie mai mare, tot e total. T indice K plus 1. K plus 1, corect. Așa trebuie să întâmplă. Asta e echivalent cu, ca să fie cel mai mare dintre toți. Scriem formula termenului general, o dezvoltăm. Deci acolo, combinăm de N la TK ori 1 supra 5 la 270 minus K ori 4 pe 5 la K să fie mai mare decât combinăm de N la puterea K minus 1. La K minus 1. Da. Ori 1 pe 5 la 271 minus K. Ori 4 pe 5 la K minus 1. Și tot la fel. La K minus 1, da? Da. Tot la fel, combinăm de N la de câte K. Ori 1 pe 5 la 270 minus K. Ori 4 pe 5 totul la K. Este mai mare decât combinări de N luate câte K plus 1 ori 1 pe 5 la puterea 269 minus K ori 4 pe 5 la puterea K plus 1. K plus 1, da? Da.
hai să începem. Să zicem echivalent cu. Echivalent cu. Ce înseamnă combinări de latitica? N factorial asupra k factorial. Pe lângă n minus k factorial. Ori. 1 pe 5. Scrie, n-am gândit ce faci. 1 pe 5 la... 250 minus k. 270. 270. Minus k ori 4 pe 5 la k. Ia o întrebare. Adică la clasă, când după ce am dezvoltat binomul cu combinări, da, s-a simplificat de la 1 pe 5 la 270 minus k, s-a dus tot cu acum exponentul... Vedem. Acum vedem și noi. Acum spui. Spui în chestia asta imediat. Mai mare este. 4 pe 5 la k. N factorial, factorial supra k minus 1 factorial. Da. Lângă n minus k plus 1 factorial. N minus k plus 1 factorial. Ori 1 pe 5 totul la 271 minus k. 271 minus k. Ori 4 pe 5 totul la k minus 1. La k minus 1. Uite, pe 4 pe 5 la k, puteți scrie ca 4 pe 5 la k minus 1. Ori 4 pe 5. 4 pe 5, da. Și atunci, ăsta care e exponentul mai mic și cu k o să duce și rămâne 4 pe 5. Da. Că putem vă le-a scris 4 pe 5 la k minus 1 ori 4 pe 5. Și acum 4 pe 5 la k minus 1 cu stânga-dreapta se dă. Da. Deci face 1 pe 5 la 271 minus k cu 1 pe 5 la 270 minus este k. Este mai mic decât cel care este 5? Mai mic? 1 pe 5 la 270 minus k. Minus k. Sigur că dacă pot să spun plus 1 aici. Da. Și atunci se reduce acela ăsta tot. Și exponentul. Și cu exponentul de aici. Da? Da. Și ce? N-factorial cu n-factorial. Apoi k minus 1 factorial cu factorialul. Așa. Și de la n minus k cu factorialul de la n minus k plus 1. N minus k factorial cu factorialul de aici. Da. Și atunci, ce ar deveni prima? Hai să o scriem pe prima ca să ne... De fapt, și pe a doua am putea o scrie ca să fie... Da, ca să vă da? Deci... N factorial supra k factorial pe lângă n minus k factorial. Ori 1 pe 5 totul la 270. 1 pe 5 la 270. Minus k. Da. Ori 4 pe 5 totul la k. Este mai mare decât n factorial supra k plus 1 factorial. N factorial supra k plus 1 factorial. Pe lângă n minus k minus 1 factorial. Da, dacă e. Ori 1 pe 5 la 269 minus k. Da. Ori 4 pe 5 la k plus 1. La k plus 1. Și echivalent. Din prima mi-a rămas ce? 1 pe k factorial. K pe, ia uite de da. Bine. Da? Și 4 pe 5 și 4 pe 5. Da? Da. Deci vine 1 pe k. 1 pe k ori 4 pe 5. Este mai mare, mai mare decât. Rămâne n minus k plus 1. 1 supra 5. N minus k plus 1. Ori 1 pe 5, cred că rămâne, da? Da. Ori 1 pe 5. Și jos. N factorial cu n factorial. K factorial cu factorial de la k plus 1. Da, cu factorial. N minus k minus 1 cu factorial de la n minus k. N minus k minus 1, da? Cu factorialul de la N minus k. Exponentul de la 1 pe 5 cu 1 pe 5 la 269 minus k. Da, deci... Adică este mai mic 1 pe 5 la 269 minus k. Ăsta e mai mic, nu? Da, acela. Ăsta tot. Cu exponentul de aici. Și 4 pe 5 la k, tot. Cu exponentul de la 4. Deci asta tot și cu exponentele aici, da? Da. Și ce are? Și rămâne
1 pe 5 ori n minus k. Da, 1 supra 1 supra n minus k. 1 supra n minus k. Ori 1 supra 5. 1 pe 5. Mai mare decât 1 supra k plus 1. 1 supra k plus 1. Ori 4 pe 5. Ori 4 pe 5. De fapt, am ajuns la un șir de inegalități. Că asta e mai mică, în stânga. Nu? Că 1 supra n minus k, ori 1 pe 5, da? Nu este același lucru, nu este cadrat. Deci le lucrăm pe fiecare în parte, nu? Așa? Da. N-ul la noi era... Da. El nu-i cunoscut. Da. Deci, asta zicem, mă uitam la un moment dat, m-am oprit și mă uitam. 4 supra 5k, așa? Da. Mai mare decât 1 supra 270 plus 1, 271 minus k, ori 1 pe 5. Și cea de-a doua? 1 supra n minus k, 270 minus k, adică 270 minus k, ori 1 pe 5, ori 1 pe 5, este mai mare, mai mare decât 1 supra 270. Nu. 1 supra k plus 1, da. 1 supra k plus 1, așa da. E bine. Da. Nu-i 270 k. Da. K plus 1, ori 4 pe 5. 4 pe 5. Ăsta e sistemul pentru un 5. A, da, da, merge pentru un 5 rambii membri, așa? Da. Și echivalent, va spune că 4, 4 supra k. 4 supra k. Mai mare decât 1 supra 271 minus k. 271 minus k. Și 1 supra 270 minus k. 1 supra 270 minus k. Mai mare decât 1 supra 4. 4. 4 supra k plus 1. Același numitor și eliminăm numitorul. Sigur că da. Deci, 4, o 271 minus 1084 minus 4K, mai mare decât K. K. Și pe altul? Este K plus 1. K plus 1. Mai mare decât 1080. 1080. Minus 4K. Minus 4K. E ceva, ne? 5K este mai mic decât 1084. 5K e mai mic decât 1084. 5K este mai mare decât 1080. Și 5K mai mare decât 1080, ai zis, da? Da, 1080. 1080. Adică 5K e cuprins între cine? 1080. 1080 și respectiv 1084. Împărțim totul prin 5 și vine că 265. Prin 5, azi, da? Da. 5 în 216. 216, da? Da. Așa, mai mic decât K. Da, mai mic decât 200. 216,4 iese. 216,4? Da. Iese corect acolo. Da. Adică o secundă, vine 200, 8 odată, în 30 de 6 ori, 5, 30, 4, 10, în 40 decât 8 ori. Deci nu știu dacă în 4 de 0 ori ar fi trebuit, nu? Da. 216 în 4, nu? Până nu, 0, 40 de 8 ori. 216,4 ori. Nu așa? 216,8. Da. K
care este întregul cuprins între 216 și 216,8? Caul trebuie să fie strict mai mic. Da. Poate să fie și egal? Poate să fie și aceștia doi dintre ei cu egalitate? Da. Da, poate să fie în dezvoltarea binomului, se întâmplă ca să am și egalitate. Da. Acum, sper că n-am greșit la calcule. Sau să mai luăm o dată calcul, hai să mai vedem o dată. Că nu dă niciun întreg între 216 și 216,8. Da. Vezi? Și aici mă spatem din mână un pic. Le-am șters între timp. Mai uite-te tu pe caițelul tău. Deci. Trebuia să fie un întreg acolo care să fie plasat, adică 217. Că s-a aruncat și acasă și l-am reluat de multe ori, pentru că și mie mi-a dat la fel. Deci între 1 pe 5 și 4 pe 5, tot așa ți-o dași ție? Da. Acum, în dezvoltarea binomului se întâmplă să avem și 2 egal la un moment dat. Am văzut așa. Asta nu este exercițiul ăla din culegere. Ne-a dat profesorul cu loc, deci poate nu-i luat bine, ne-a dat parte 1 pe 5 plus 4 pe 5 la 270. Deci, hai să mai vedem încă o dată. Ar veni TK mai mare decât ăsta din față și decât ăla la care urmează, da? Da. Adică... Combinat de n la t cât e k, ori 1 pe 5 la 270 minus k, ori 4 pe 5 la k... Mai simt o dată. Nu am, eu nu am posibilitatea să verific. Da. Deci, să scrim așa. Combinat de n la t cât e k, ori 1 pe 5... La 270 minus k. 270 minus k. Îl 4 pe 5 la K. Îl 4 pe 5 la puterea K. Este mai mare. Mai mare decât... Combinări de M la decât de K minus 1. Asta din față. K minus 1 ori 1 pe 5. 5. La 271 minus K. 271 minus K. Deci ăștia scad ușor, ușor. Da. Deci e bine, 271 minus K. Ori 4 pe 5, 4 pe 5 la puterea minus 1. Îndictezi tu, da? Ca, da, ca K minus 1. Minus 1. Apoi, același... Combinări din la decât de K, K ori 1 pe 5. La 270 minus K. Ori 4 pe 5 la K. Este mai mare decât combinări de N luate cât de K plus 1. Ori 1 pe 5 la 269 minus K. Ori 4 pe 5 la K plus 1. Echivalentul. La desfășurare. La desfășurare. Ai deodată aici da. 101 pe 5, 270 minus K, 271 minus K. Să l duce la tot și cel de ăsta tot, la da, cu exponentul de aici. Da. Și 4 pe 5 la K, 4 pe 5 la K minus 1, ăsta tot. Și exponentul de aici, da? Da. Și de aceea ne-a rămas 4 supra 5, probabil K. Dintre K și K minus 1, K-ul rămâne aici. Da. 4 supra 5 K e bine. Mai mare decât 1, 271 minus K. 271 minus 270 minus ăsta. Minus K plus... Minus K plus 1. 271 minus da. K. Ori 1 pe 5. E bine acolo. Eu da. Mă uit la cea. Da. Și între 270 minus K și 200... Se reduce... 269 minus K. Exponentul și cel... Deci se duce ăsta tot, nu? Da. Și aici exponentul, da. Rămâne 1 pe 5. Așa. Și 270 minus K, la combinare acolo, cred că e bine. Da. Dar la combinare n-a mai rămas nimic aici, în stânga.
A rămas cau. A rămas cau, da. Deci 4 pe 5 și cau, da. Da. Și 1 pe 5 e bine. Da. Am zis între ăsta și ăsta dus de tot așa și 4 pe 5 la cap. 4 pe 5 la cap, o să nu-ți duce ăsta tot și cu exponentul de aici. Deci 4 pe 5. La factorial de acolo, cred că e corect, așa. Da. Bun. Și acum, ce am făcut noi aici? Am adus la ceași uitor și am zis 271 ori 4 și aici 1084, e bine. Da, 4. Acum am făcut o mulțirea și tot așa, da. 1084 minus 4K mai mare decât K. Adică 5K mai mic decât 1084. Și cea de-a doua, K plus 1 mai mare decât 4270-1080 minus 4K, adică 5K mai mare decât 1080 minus 1. Asta. Da. Deci. Deci vine 1000. K plus 1 mai mare decât 1080. Păi. Păi de ce nu vine așa? 1080 minus 1. Deci 4K l-a dus în partea asta 5K, da. Mai mare decât 1080 minus 1. N-am mai zis minus 1. Păi... 1079. Nu-i drept? Asta e greșeală. K plus 1 mai mare decât... K plus 1 mai mare decât 1080 minus 4K. Da. Și 5K mai mare. Unul ăsta aici. Da, era unul ăla. Da? 216. Așadar, trebuie să spunem că 1079 mai mic decât 5K, mai mic decât 1084. Adică nu faci și 216, 215, 215 virgulă, vezi că îți face împărțit la 5. 1079 împărțit la 5. Așa. 200 odată, în 29 merge de 5 ori 25, de 8 ori. Da. 215,8. Deci 215,8. Mai mic decât K, mai mic decât 216,8. Care este K-ul? Care este întregul între 215,8 și 216,8? 216. Care e K-ul 216? Da? K-ul e 216. Adică T cât din dezvoltarea numărului ăsta? T ce K plus 1, T 216 plus 1, egal cu T 217. Deci T 217 e cel mai mare dezvoltare asta. Da. E bine, am văzut un greșel, a fost tot mai năstășit. Da. Și acasă ai luat-o de două ori, e plășit și să ceri greșel? A, da, am luat nu mi-a dat seama. Acel K plus 1. Da. La 5K, trebuie să dați unul din 1080. Când se întâmplă așa, trebuie reluat, trebuie să apară exact greșeala. Unde am să întâmplă? Acum eu spuneam că sunt uneori și coeficienți egale. Dar la coeficienții binomiali e adevărat. Când intervine prima parte și partea a doua, nu se întâmplă prea des chestia asta. Da? Deci, da. E valabil ce am spus, că sunt doi termeni egali, când sunt în număr impar, atunci nu mai am la coeficienți binomiali
2 egal, dacă sunt un număr par de termen, atunci și cei doi de la un mijloc sunt egali. De extremi sunt egali depărtați, cel sunt egali între ei. Altă exercițiu, 10 supra 11, deci 10 supra 11, plus 1 pe 11. 1 pe 11, tot la puterea 520. Deci TK trebuie să fie mai mare decât TK plus 1, ca să ne cădem timp. Da. Și TK mai mare decât T indice K minus 1. Echivalent. Cum? Cu combinări. De 520 luate câte K. 520 luate câte K. 10 supra 11 la 500. 10 supra 11 la 520 minus K. 520 la minus K. Ori 1 pe 11 la K. Mai mare decât combinări de 520 luate câte K minus 1. Luate câte K minus 1. Ori 10 pe 11. Ori 10 pe 11 la puterea 521 minus K. 521 minus K. Ori 1 pe 11 la K minus 1. La K minus 1. Și? Ai luat pe cu K minus 1, da? Da. Și combinări de 520 luate câte K. Ori 10 pe 11 la 520 minus K. Ori 1 pe 11 la K. Este mai mare decât combinări de 520 luate câte K plus 1. Ori 10 pe 11 la 519. 519 minus K. Ori 1 pe 11 la K plus 1. Se reduce 10 pe 11 la 520 minus K cu exponentul de la... De 10 pe 11 la 520 minus K. Ăsta tot, nu? Da. Ăsta tot cu exponentul. Exponentul. Și 1 pe 11 la K minus 1 tot. Tot. Dispare și exponentul de aici. La K. Și jos avem 520 minus K rămâne exponentul. 520 minus K se duce exponentul. Se duce exponentul cu ăsta care e mic. Și 1 pe 11 la K se duce tot. Tot exponentul cu... de la... Deci. Așa. Și desfășurăm. Și obținem. 520 factorial supra K factorial pe lângă 520 minus K factorial ori 1 supra 11, că este mai mare 11, da. Decât 520 factorial supra K minus 1 factorial K minus 1 factorial pe lângă 521 minus K mie mi s-a spus la clasă că nu ai voie să aduni până nu până nu scap de factorial și n-am înțeles de ce. Dar ai voie să aduni ce? De exemplu, cum am făcut noi aici la ultimul, era 520 minus K plus 1. Minus K plus 1? De da, ce nu, nu știu ce mi s-a spus. Păi, domnul, că e 1 același cu 520? Da, știu. Da, nu, e, nu e nicio justificare. Așa? Dar e în interiorul factorialului. Da. Deci în interior nu e așa. Ori cât? 10 pe 11. Ori 10 supra 11. 10 pe 11 și... 520 factorial supra K factorial pe lângă 520 minus K factorial. Ori 10 pe 11. 520 minus K. K. Factorial ori... Ori 10 pe 11. 10 pe 11. Așa. Mai mare decât 520 factorial supra K plus 1 factorial. Lângă 520, nu, 519 minus 519 minus K, totul factorial, ori 1 pe 11. 1 pe 11. Echivalent.
520 factorial cu 520 factorial. Da. K minus 1 cu factorialul. Da. Și 520 minus K cu factorial de la 521 minus K. Deci tot ăsta cu factorialul aici. K factorial cu factorial de la K plus 1. K factorial cu factorialul de aici. Și 519 minus K tot cu factorialul de la 520 minus K. Și rămâne 1 pe K ori 1 pe 11. Deci 1 supra 11 K. Da. Mai mare decât? 10 supra 11 ori 520. 10 supra 11 pe lângă? 521 minus K. Și 1 minus K. Și respectiv? Și 10 supra 11 pe lângă 520 minus K. 10 supra 11. Pe lângă 520 minus K, da? Da. Mai mare decât? Mai mare decât 1 supra 11 pe lângă K plus 1. 11 pe lângă K plus 1. Echivalent cu 11 de o parte și de alta. Da. Și atunci apare 1 pe K. 1 pe K este mai mare decât 10 supra 521 minus K. Și 1 supra 520 minus K mai mare decât 1 supra K plus 1. 1 supra K plus 1. Echivalent cu 521 minus K. 521 minus K este mai mare decât 10K. Și K plus 1 este mai mare decât 520 minus K. K plus 1 mai mare decât 520 minus K. Echivalent cu 2, nu. 10 și cu K, 11K mai mic. 11K mai mic decât 521, nu? Da. Mai mic decât 521. Și 2K. 2K. Mai mare decât 519. Deci 2K așa arătăm asta, da? 2K mai mare decât 519. 519. Pentru că rămâne în stânga avem un 1 și 520. 520 și 519. Da. Adică sunt un pic de buzunar că nu dă același K. Nu dă același 11K, ci îmi dă 2K la una. De ce se întâmplă asta? 10K acela. 10 până la 500. Văd că mi-a dat același. Mi-a dat același, mi-a dat 11 plus tot, dar nu știu de ce verificam. Ți-a dat 11, așa aștept și eu să dau tot 11, dar de ce aici de tot 11K. K plus 1. K. Deci trebuie să dea din practica care o avem, trebuie să dea 11 tot timpul acolo. Unsprezece. 10 pe 11. Deci se duce 11 și 52 minus K. Ții minte de data trecută, a fost 5K care au jucat acolo. Da. Și a fost peste tot. Aici aștept să fie 11K. Eu imediat după ce am simplificat, văd ce am făcut acasă, am scos că K este mai mare decât 10 până la 520 minus K plus 1. K e mai mare decât
510 pe lângă 10 mulțit cu 500 cu 521 minus A. Da, ai ajuns aici 1 pe K mai mare pe 10 pe 521 minus K? L-am simplificat exact la fel. Dar n-am scris, n-am mai scris relația aia așa, nu știu ce. Probabil dintr-o dată am scos. Stai o secundă, aici ai ajuns? Da. 1 pe K. Mi-a rămas 1 pe K ori 1 pe 11. 1 pe K ori 1 pe 11. Mai mare decât 1 supra 521 minus K ori 10 pe 11. Mai mare decât 521 minus K ori 10 pe 11. Și jos. 1 supra 520 minus K ori 10 pe 11. Da. Mai mare decât 1 supra K plus 1 ori 1 pe 11. Și tu n-ai mai simplificat pe 11? Deci 11 la numitor, este 11 la numitor. Și după nu știu unde am scos de K, deci... Hai să mai vedem o dată. Deci 1 pe 11 ori K. E clar că așa pare, nu? Da. 1 pe 11 ori K. Mai mare decât 521 minus K ori 10 pe 11. 10 pe 11. Și îmi dă, după simplificarea cu 11, 1 pe K mai mare decât 10 supra 521 minus K. Cea de-a doua, 10 pe 11, pe lângă 520 minus K, mai mare decât 1 supra K plus 1, ori 1 pe 11, da? Și duce 11. Și ar fi trebuit să apară 2K e prea mult. Adică 2K mai mult mai mare decât 519 și 11 K mai mic decât 521. Nu am același număr, da? Ce ar înseamnă aici? Ar trebui să mulțesc cu un 2 și din coace cu 11. Ca să fie același lucru. Sau se împart prin 11 și ar veni K mai mic decât 521 supra mai mic decât 521 pe 11 și pe altă parte K mai mare decât 519 supra 2. Și ordinea ar fi așa. 519 pe 2, mai mic decât K, mai mic decât 521 pe 11. Și asta e fals. Că nu poate să fie asta împărțit la 2 mai mic decât K mai mic, asta împărțit la 11. E o greșeală, hai să o vedem, trebuie să o descoperim. Deci TK trebuie să fie mai mare decât TK plus 1 și decât TK minus 1. Adică, combinarea de 520 la decât K, ori 11 pe 10 la 520 minus K, ori 1 pe 11 la K, mai mare decât TK minus 1, parcă este aici. Da. 520, combinarea de 520 la decât K minus 1, 10 pe 11 la puterea, la puterea 521 minus 520 minus ăsta, 521 minus K. Corect? Ori 1 pe 11 la puterea K minus 1. Și asta din nou reluată, mai mare decât
10 pe 15 la puterea 119 minus K și 1 pe 11 la K plus 1. Mai vedem la simplificare. Noi când am la clasă, știu că am făcut treaba cu care trebuie ca să mai aibă model. Da. Când am simplificat pe 11 acolo, nu știu, am mulțit cu 11 sau ceva de genul și n-am lăsat 1 supra. Am lăsat doar bază, cum să zic. Da. Și atunci rămâne K mai mare egal decât 10 pe lângă 521 minus K. Pentru că acolo K mai mare decât 10. 10 de care rămâne de la 10 prin 11. Pentru că dacă mulțim prin... Da, rămâne și 1 atunci. Că totuși mie mi-a dat, cum am făcut eu, mie mi-a dat 11K. Păi la asta iese 11K. Dar la a doua nu mai găsim. Deci la a doua este o problemă. Deci cu prima n-am niciun dublu, prima e corectă. Dar la a doua ce se întâmplă, la a doua nu mai găsim. A trebuit să dea 520 minus K ori 10. Pentru că era ori 10 pe 11. Aaa, așa, da, aici era. Aici. Aici am zis 1. 1 pe 520 minus K. Da. 10. 10 pe 520 minus K. Deci 10 pe 520 minus K mai mare decât 1 pe K plus 1. Acum e clar. Da. Și vine 10 pe lângă K plus 1, când am duc la cea ajută, da? Da. De 10 pe lângă K plus 1 mai mare decât 520 minus K. Da. Și acum din 10K, la a doua era problema. 10K plus 10, 10K plus 10, mai mare decât 520 minus K. 520 minus K. Așa să scrie. Mai mare decât 520 minus K. 520 minus K. Și atunci apare că... 11K. Ah, cum o seara asta. Deci, 11K mai mic decât 521, nu? Da. Și pe de altă parte, 10K și K, 11K e mai mare decât 520 minus 10, 510. 510. Și atunci, mă aflu în situația că 510 e mai mic decât 11K, care e mai mic decât 521. Și împărțim totul printr-o 11 și facem 510 pe 11 mai mic decât K, mai mic decât 521 pe 11. Și 510 împărțit la 11, cât vine? De 4 ori, 44, 4, 44 și 70, 66, 40, 46, 3, îi rămâne 40, da? Da. Deci 3 ori, 30 și ce-o fi acolo, iar 70 de 6 ori, deci 7,36 și mai mai mult, deci mai mic decât K, mai mic decât e 4 ori, nu? 44 și din 12, 8, 81, merge de 7 ori, ca să facă 77. Deci, cât am zis, era 81, nu? 81. 47, cât o fi acolo. Și care este întregul între 43,3 și 47, 47. 47. Deci de aici rezultă K egal cu 47. Și dacă e 47, atunci te-ai indicat cu 100, 48 la termen.
Deci cel mai mare e al 48-lea. Din dezvoltarea celor. De acolo sunt un număr de 521 de termeni. Da? Greșeala care am săvârșit a fost da, acolo 10. Am luat de 10, am spus 1. S-a ocupat deci, de 5. Deci, experiența? Din experiența de până acum, am înțeles că întregul este încadrat între două numere 10 mare, nu? Da. Cum a fost aici 46 virgulă și 47 virgulă. E limpede ca 47 este. S-a făcut timp. Da? S-a făcut da. O oră? 45. 45, foarte bine ca să... Da. Trebuie să...